Urmează să ne închinăm Domnului. Fiecare duminică avem un moment în care ne rugăm ca și biserică și este o bună practică, este ceva ce biserica de la început, biserica primară a făcut. S-a închinat lui Dumnezeu și se rugau împreună, când se adunau împreună. Aș vrea ca rugăciunea de dimineața aceasta să fie, sau să începem să ne rugăm lăudându-L pe Domnul. Rugăciunea noastră să fie o laudă adusă lui Dumnezeu. Răsfoind Biblia, am văzut că îndemnul acesta, lăudați pe Domnul, este practic constant pe paginile Sfintei Scripturi din Genesa până în Apocalipsa. La fel și exemple de oameni care l-au lăudat pe Domnul din Genesa până în Apocalipsa. Oamenii l-au lăudat pe Domnul și atunci mi-a lăsat aminte de un verset din Efeseni. Din Efeseni este o parte din verset Efeseni, capitolul 1, versetul 12, care ne spune că noi, cei care suntem al lui Hristos, am fost răscumpărați. Suntem mântuiți ca să slujim de laudă slavei sale. Ca să slujim de laudă slavei sale. Și atunci, scopul pentru care Dumnezeu ne-a chemat, ne-a ales, ne-a mântuit, este ca să îi dăm laudă, să-L slăvim. Și aș vrea să facem lucrul acesta în dimineața aceasta. Să îl vorbim pe Dumnezeu de bine, să-L onorăm cu cuvintele noastre, să-L cinstim, să îl apreciem, să îl slăvim prin rugăciunea noastră. Și aceasta îl lăudăm pentru cine este El. Cu cât îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, cu atât îl vom lăuda mai mult. Cu atât îl vom lăuda mai cu foc, mai cu inimă. Noi, răscumpărații lui Dumnezeu, avem privilegiul să îl cunoaștem pe Dumnezeu prin Duhul Său. Este un mare privilegiu. Și să îl cunoaștem pe Dumnezeu prin Iisus Hristos. Evrei 13:15 spune, prin El, prin Iisus Hristos, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Care mărturisesc numele Lui. Așa că, după ce vom citi un psalm, psalmul 111, care este un psalm de laudă, este un psalm foarte frumos, foarte bogat de laudă la adresa lui Dumnezeu, aș dori să ne ridicăm în picioare și să îl lăudăm pe Dumnezeu și să-i spunem lui Dumnezeu de ce merită să fie lăudat, pentru cine este El. Să-i spunem cine este El pentru noi. Aș vrea să fie o rugăciune de laudă, dar să fie una din inimă izvorâtă din credință. Nu una formală, nu una pentru că așa trebuie. Dacă înseamnă ceva Dumnezeu pentru tine și pentru mine, haideți să-i spunem, să afirmăm lucrul acesta în dimineața aceasta. Psalmul 111. Lăudați pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucie și măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv. El a dat hrană celor ce se tem de El. El își aduce purul aminte de legământul Lui. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate. Toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire. A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci. Numele Lui este sfânt și înfricoșător. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci. Amin. 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 Haideți să ne ridicăm în picioare. Frașii și surori care aveți pe inimă lauda, haideți să o facem.